dimineața tuturor! Începem ședința de astăzi cu aprobarea procesului verbal din 30-a 3-a. Cine este pentru? O să vă mai spune, mă rog. Da. A fost o declarație la discuție despre șofoara sau pădor. Eu înțeleg că n-a fost o, poate, cea mai bună și cel mai inspirat răspuns din partea domnului viceprimar și anume faptul că școala funcționează pe NV-ul acordat la energie electrică. Dar știu că nu se detalii datoria lui să cosmetizeze, să facă să arate mai bine procesul de lucru. Dar, până la urmă, trebuie să ne asumăm ceea ce declarăm în cadrul ședințelor de comisie și ar fi ok ca și acest lucru să fi fost menționat în procesul de verbal. Este datoria mea, într-adevăr, să cosmetizez ca să și înțelegem din procesul la verbal, pentru că știți foarte bine că toată sunt intrări unul peste altul. Iar din câte știu, așa eu zic că știu bine, pe procesul verbal, obiecțiunile pot fi aduse de către cel care a făcut declarația față. Deci spune că dacă consilierul consideră că nu i-a fost consemnată bine declarația, poate solicita acest lucru. Dacă primesc o solicitare din partea domnului Căliman, cu cea mai mare plăcere. Da, eu v-am luat... Eu am solicitat pentru că era vorba de un dialog, era vorba de un răspuns la o întrebare pe care eu am adresat-o și, practic, din acest motiv, consider că era important să precizați și răspunsul pe care l-am primit la întrebarea pe care eu am adresat. Mulțumesc! Bun, revin din nou cu aprobarea procesului verbal din 30-a 3-a. Cine este pentru? Avem împotrivă, abțineri, deci avem 15 voturi pentru. Am auzit votul doamnei Albeiu. Da. Aprobarea ordinii de zi? Inițială. Inițială, da. Cine este pentru? Împotrivă, avem abțineri, avem 15 voturi pentru. Suplimentarea ordinii de zi. Cine este pentru? Suplimentarea ordinii de zi. Împotrivă, abțineri, avem 15 voturi pentru. Dăm citire proiectelor pe ordinea de zi. Proiectul numărul 1, proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului și anexei de protocolul între OAT Horgeș și administrația locală, Apele Române, prin administrația bazinală de apă Siret, în vederea realizării proiectului de investiții, demolare și construire pod peste pârâul Răcătău, cu Horgeș de Țubacău, inițiator viceprimar Căliman Maricel. 2. Proiectul de hotărâre. Da, am aprobat. Da, gata, am aprobat tot, am doar anunțit că am domnilor consilieri, având în vedere că sunt administrator public și am în fișa postului și în proiectul de management, am tot ceea ce ține de ordonator principal de credite și de contracte, tot ce am făcut împreună cu domnul viceprimar și de aceea vă rog să dați permisiunea de a vă prezenta acest proiect. După cum știți, avem aprobat avem aprobat pentru pod și pentru apă canal. Acum avem pentru pod și podul fiind apa fiind în custodia Apelor Române, noi trebuie să încheiem un protocol cu aceștia pentru a începe demararea lucrărilor de construire a acestui pod, podul de ciment. Și de aceea am venit în fața dumneavoastră cu acest proiect de hotărâre care este necesar a fi aprobat pentru a începe cât mai repede lucrările. Deja noi suntem în fața în care ridicăm în platformă și proiectul apă canal și acesta cu podul și cât de repede să începem procedura, după cum știți, este o procedură și după aceea lucrările efective. Mulțumesc! Bun. Este la cuvânt. Da. Altcineva? Se mai scrie la cuvânt altcineva? Domnul Bobo? Atât, da? Domnul... Lilă. Ok, aveți cuvântul, domnul Dămoc? Da, un nou proiect PNDL, podul respectiv, sperăm să nu avem din nou aceeași problemă ca la podul de la Zodian, cu acele întârzieri, cu... să nu mai mergem pe ideea bine că se face și așa. Dacă ne se poate prezenta în mare măcar un grafic de estimativ, când se estimează că vor începe efectul lucrurile și care va fi perioada de
care va fi durata efectivă de finalizare. Deci, dacă nu am fost bine înțeleasă la început, poate n-am fost eu coerentă în exprimare și îmi cer scuze dacă s-a întâmplat acest lucru, v-am spus, întâi trebuie să facem toți pașii pe procedura efectivă până ajungem în situația în care avem un constructor. După ce avem acel constructor desemnat în procedură de licitație, după aceea, de obicei, termenul de executare a unui lucrări este de 2 ani, dar la mai multe lucrări se pune termenul de 2 ani și se poate efectua și mai repede în această perioadă. Deci nu neapărat cum a fost și la drumul județean, știți că tot prevedea în 2 ani și lucrarea s-a făcut în jumătate de an. Deci nu vă pot spune atâta timp cât există această procedură, cât există procedura de licitație, procedura de licitație care înseamnă inclusiv posibilitatea a fi contestată. Dacă există contestație, vă dați seama că se prelungește termenul. Dacă nu există contestație, după ce a fost desemnat câștigătorul, se încheie acel contract, după aceea se dă ordinea lucrărilor și eu sper ca ofertanții să fie serioși, câștigătorul cel mai serios dintre tot, că de aceea o să fie și câștigătorul, și să înceapă lucrările cât mai repede. Interesul nostru este să înceapă lucrările cât mai repede, în momentul în care avem desemnat câștigător. Care credeți că sunt șansele ca cei care vor câștiga licitația să fie aceeași firmă de la Piatra Neamț care a făcut și podul de la Zodia? Deci e o întrebare care sigur nu merită să răspund. Dacă dumneavoastră ați putea spune cine se prezintă și cine depune oferte acum când nici n-a început procedura, e o glumă și nu e tocmai cea mai reușită. Atât. Bun, mulțumim. Domnul Boboc? Domnilor consilieri, aș vrea să votez și eu în cunoștință de cauză, pentru că nu înțeleg bine, așa e pregătirea mea, nu arată domeniul. Am înțeles că podul ăsta se va face cu fonduri europene. Și aș vrea, prin înțeles nostru tuturor, să ni se spună exact câți bani costă podul ăsta, plătiți din fonduri europene, și cu câți bani trebuie să contribuim noi de la comună, ca să votez și eu în cunoștință de cauză. Nu vreau să fiu împotriva acestui proiect foarte important. Domnul consilier, nu este prin fondul, este prin PNDL, cum spune Angel Salini, care înseamnă bani de la guvern, nu-i PNRR. PNRR sunt bani europeni și prin PNRR avem cu camerele și urmează la școli cu mobilier, cu dotarea sălilor de clasă, e alt proiect prin PNRR unde sunt fonduri europene. Iar ca sume, permiteți-mi să vă aduc la cunoștință, imediat să întreb, exact cu ce venim noi, cheltuieli neeligibile și cu ce vine, cu toate că a fost aprobat, dacă știți că inițial și s-a votat, am pus inclusiv pe Facebook când a fost sumele care au fost aprobate pentru apă canal, îmi amintesc clar, 3 milioane la apă canal, în schimb, îmi cer scuze, nu am exact acum suma care a fost aprobată, dar vă aduc imediat și vă spun suma, care este prin, de la guvern venită, da? Două secunde, vă rog, dacă vreți mai puneți întrebare. E vorba de 30 de milioane de fapt la și de 3 milioane la proiectul la pod. El a fost o alocare standard pentru toate OAT-urile din țară, toate OAT-urile au avut minim aprobat această sumă. 3 milioane de zebine noi din... Nu. Ăștia sunt bani care vin banii de la guvern din programul Minunea Angel Salin. Noi automat vom finanța toate scurile. Știți cum s-a întâmplat și la școală și la port? Cam totdeauna au fost supresul de care nu se cofinanță. Creșterea prețurilor, mă scuzați că asta este faptul că o să crească prețurile, e ceva ceea ce știm, ceea ce preconizăm și asta e situația. Știți foarte bine că nu depinde de noi dacă mai cresc prețurile. Cum au crescut. Bine, presupun că creșterea nu o să mai fie cum a fost în ultimul timp, când a fost saltul acesta anul trecut, în vară. Și ați văzut foarte bine că există și posibilitatea aprobă să mai vină cu diferențe și ei de bani, dacă sunt prin ordonanța acele modificări. Mulțumim. Eu înțelesesem că prin programul ăsta ni se face un pod și să nu refuzăm, dar nu înseamnă că în spatele acestui program se ascunde o sumă uriașă de care trebuie să plătească. Nu, suma uriașă e venită de la guvern, suma noastră nu e uriașă.
Tocmai aveam pe cineva. Și tocmai de aceea merg pe ideea persoană și merg cu domnul vice, mergem pe ideea pentru că tot o să ridicăm pe platformă și apă canal, deja avem proiect, avem tot pregătit. Și având în vedere că la apă canal suma care ne-a fost aprobată este de 3 milioane și suma totală e mult mai 30 de milioane. 30 de milioane. Mă scuzați, v-a zis că modificat, e de 30 de milioane și numai cu prețurile vechi la apă canal ne-ar trebui mult mai mult, mai mult de dublu. Am zis că cu ce putem veni noi din excedentul bugetar pentru apă canal. Știți că suma cea mai mare la apă canal o să meargă din excedent. Deja și nici nu ne-am apucat. Deja și nici nu ne-am apucat, dar în momentul în care o să înceapă lucrările, atunci... Da, oricum știam la apă canal că asta e situația. Și în același timp, noi o să facem, noi cei din primăi cu domnul vice, o să facem tot posibil și eu zic că o să și reușim. Diferența să reușim prin alte programe, că o să mai apară tot felul de programe pentru apă canal. Între timp, știți că și înainte pentru acordare sunt localități care au băgat apă canal, dar nu aveau oameni să se racordeze și au venit la guvern cu un program și prima racordare și au ajutat separat pe oameni și pentru acordare. Să discutăm la diverse, să discutăm la altă. Păi nu, am lăsat discuția ca să vă pot spune suma. Dacă credeți că e chiar așa, e prea mai suma mai mare, vine de la, de la guvern, da? Cum doriți. Bun, domnul Lilă. Da, domnul, vreau să spun și o întrebare. Sunt de acord cu proiectul, ok, proiectul. Doar am vrea să întreb și dacă tot e vorba despre poduri. Vreau să mai întreb și eu, podul ăsta, strada nouă și Părâul Rece, când s-a apucat de lucrarea asta? Haideți să vă prezint că am fost și în discuții și am cerut niște oferte pentru aceste poduri și pentru podul de la Părâul Rece și podul. Că ne-am gândit totuși să nu-l facem noi doar, adică primăria să ducem cât un tub. Că nu e rezistența care trebuie. Și am luat, mai așteptăm câteva oferte, deja am primit o ofertă de la o firmă, zic eu, serioasă, chiar a domnului Servrut. Urmează să mai primim și alte oferte ca să vedem prețurile. Și pentru acel pod și ei spun, pentru acele poduri, inclusiv podul de sus de la, cum se zice, de la magazin la Dumoc. Și pentru el am primit oferte și ar fi cam de 12.000 de lei. Pentru că ei nu vor să facă un tur, ceea ce e și normal, vor să facă sistemul cum a fost la drumul județean. Să pun acele plăci ca să poți curăța. Știți că dacă vine apa, el se înfundă. Dar dacă pun plăcile acelea, alea se pot ridica, se curăță și apoi nu se mai înfundă podețele acolo. Deci avem deja oferte, dar mai așteptăm și doar o întrebare, dar acolo nu intervine aceeași chestie, același protocol cu apele române? Nu, acolo nu e, că e vorba în sat, aici, nu te duci. Nu, nu, nu trece. E vorba că trece. Ce curs de apă este? Dar nu e curs de apă. Dar nu e curs, asta sunt apropiare, de la ploi, de la mini viituri. Am discutat că a venit și... Am discutat cu podul ăla care... A venit și nu este terenul nostru. Dacă reușim pe parte de... deja avem proprietar și are alte nume și ar vrea să renunțe la teren în favoarea noastră pentru pod, problema este dincoace înspre Sohodor, înspre sat, unde nu există acte și nu putem să luăm ca să dăm drumul la pod. Suntem și acolo în discuție să vedem cine este proprietar și cum putem da de moștenitor sau ce putem face să luăm și pe partea cealaltă de Pârâu. Avem proprietarul și vrea să ne doneze, pe partea asta altă nu avem proprietarul. Și dacă nu avem noi acte primăria, noi nu putem să demarăm un proiect neavând acte pe teren. Avem drumul la pod, dar nu mai putem trece pe ăsta. Da. Da, atât am mulțumesc. Supunem la vot proiectul numărul 1. Cine este pentru? Avem împotrivă, abțineri. Doamna Albei, votul la proiectul numărul 1? Pentru. Avem 500 voturi pentru. Bun. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea stabilirii prin indexarea nivelului impozitor și taxelor locale, care constau în sumă în lei, sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei a taxelor speciale, precum și limitele amenzilor care fac venit la bugetul local, aplicabile în anul fiscal 2024. Inițiator viceprimar Tăriman Maricel. Pentru.
Domnul consilier, tot pentru da. Că știți că rata inflației a fost de 13,5. Este obligatoriu să venim cu acest proiect de hotărâre. Anul trecut nu am venit în termenul stabilit, prevăzut de lege și s-a fost și o contestație când s-a aprobat hotărârea cu taxele și impozitele. E bine și acest lucru. Acum am venit în momentul prevăzut de lege și e ceva ce ține de codul fiscal, că indexarea taxelor și impozitele se face cu rata inflației. Ceea ce trebuie să facem, știți foarte bine că noi nu am mai majorat impozitele și taxele locale decât cu rata inflației în următorii chiar 4, 5, 6 ani. Cam asta. Este aici cineva la cuvânt? Nu dăm o ca nu văd. Cineva, domnul Velia, nu? Crește din nou. Ca cineva? Atât, da? Aveți cuvântul, domnul Moc. Mulțumesc. Să fac o corecție la ceea ce a spus doamna administrator public. Și anume faptul că nu doar anul trecut noi nu am aprobat până la 30 aprilie indexarea taxelor și impozitelor conform codului fiscal, niciodată nu s-a aprobat la Forgești, nu s-a aprobat indexarea taxelor și impozitelor conform legislației în vigoare. Faptul că am sesizat și că e normal, e mai ce nu se respectă legislația și de ce este foarte important să facem la timp această indexare, practic despre asta e vorba. Pentru că întotdeauna în luna decembrie, când se venea cu proiectul de taxe și impozite locale, practic se justifica în fața cetățenilor faptul că suntem obligați să creștem taxele și impozitele cu această rată a inflației. Iată că vremurile care le trăim nu sunt tocmai ușoare pentru lume. S-a ajuns ca inflația să fie la 14%. Toată lumea simte creșterea majorării prețurilor la alimente, toată lumea vede cât a ajuns curentul, cât au ajuns toate cheltuielile, coșul zilnic. Trai este din ce în ce mai greu, aici ne-au adus guvernanții actuali. Și practic 14% înseamnă 14 lei la 100 de lei creștere de taxe și impozite. Legea ne obligă să facem acest lucru, dar practic ne ușurează nouă misiunea ca și consilier local, pentru că în decembrie, de exemplu, dacă noi hotărâm, putem umbla la coeficienții de la impozitele pe clădiri, la impozitele pe terenuri și putem scădea de acolo în așa fel încât pentru cetățeni să nu fie creșterea atât de mare. Da? Și practic vom putea face o micșorare a taxelor și impozitelor. Din acest motiv este important să separăm indexarea de creșterea impozitelor și taxelor locale. Fără să coborăm sub minimul stabilit de lege. Evident. Aia este minimul. Evident. Și noi mergem pe minimul stabilit de lege. Păi nu se pune. Da. Păi da, există acel grafic. Și tocmai din acest motiv o să am și un amendament la acest proiect de hotărâre și anume faptul că vă reamintesc că în decembrie când am aprobat taxele și impozitele pentru anul în curs, s-a schimbat zonarea pentru satul Repetău de jos, da? De la A la B. Hey, practic, ce spune legea? Spune că această zonare o stabilește în funcție de accesul la utilități, la centrul localității, la asfalt, la utilități, la tot ce ține, la. Acum eu vreau să vă întreb, de ce ar trebui cetățeanul de la Galeri să plătească același impozit cu cetățeanul care stă în centru la drumul județean și acum are asfalt? Cetățeanul care stă în centru și are asfalt, n-are apă, n-are canalizare și așa mai departe. Iluminat public. N-are iluminat public, exact. Deci, practic, noi ar trebui să facem modificarea. Acum s-a acordat acea facilitate pentru cetățenii de la Repetău de Jos, foarte bine. Dar eu aș vrea să fac un amendament în sensul în care să... pentru că asta e perioada când putem face, să modificăm la satul Mărăscu, care oricum știm situația, să o modificăm de la zona B la zona D, să modificăm pentru satele Repetău de Jos, Basca și Galeri, de la zona B, respectiv A, pentru Galeri și Reica, adică Galeri și Reica sunt la zona A, să le mutăm la zona C, și satele Forgești, Socotlor și Reica să le mutăm la zona B. Da, asta ne va lăsa, practic, posibilitatea ca noi, în decembrie, să micșorăm, să oferim posibilitatea cetățenilor să plătească taxe mai mici. Pentru că ei nu beneficiază de utilități, nu beneficiază. Oamenii ăștia plătesc taxe, dar nu beneficiază. Vă dau exemplu, acum în iarnă, normal, zonarea asta trebuie făcută inclusiv pe străzi, în interiorul localităților.
Da? Vă dau exemplu cetățenilor din zona Pârna. Știți problema cu când a fost discul acum în iarnă? Deci oamenii au fost lăsați să se discute singuri la lopată. Da? S-a dezăpezit jumătate de drum. Da, domnul. Acum? Lăsați-mă să... Greșeți. Cu zăpada? Da. Lăsați-mă să termin. Vă lăsăm, care dumneavoastră... Deci, la 6 era deja ulițele majoritate desfăcute la Hornești și s-o plecați prin celălalt sector. Doamne, sunt filmările pe Facebook, sunt oameni care au fost recordați. Acum, eu înțeleg că în dumneavoastră totul e perfect, dar ceea ce spun eu nu poate fi contestat. Deci cetățeanul care stă la margine, unde nu are drum făcut cum trebuie, unde nu se dezăpezește, cum ar trebui să putea să îi impune mai puțin decât un alt cetățean care... Așa prevede legea. Tocmai din acest motiv eu zic că este un amendament foarte bun pe care chiar m-aș bucura să-l susțineți. Dacă vreți, mai repet încă o dată... Formulați amendamentul să pot să-l notez. Deci, practic modificăm. Deci, la articolul 3 se aprobă zonarea fiscală a teritoriului comune Horgeș, județul Bacău, după cum urmează. Spuneți. Pentru Horgeș, modificare din zona A în zona B, pentru Socotor... Din A, Horgeș din B, da, la Socotor. Tot din A în B, la Recea, tot din A în B, Galeri din A în C, Răcătău Răzeș din A în B, Bazga din A în C, Răcătău de Jos. Nu pot să scriu așa, am ajuns la Recea. Recea A, din A în C. A, da, în C. Da. Așa. La Galeri din A în C. La Recea A din A în B. Bun. Galeri din A în C. În C. Ce mi-a auzonat acolo, acolo. Răcătău Răzeș din A în B. Vreți ce? Vreți de ce? Vreau la Galeri. Da. Bazga din A în C. Răcătău de Jos din B în C. Și Mărăscu din B în D. Da? Precizez că rangurile sunt stabilite din lege, nu pot fi modificate. Horgeștiul trebuie să rămână localitate de rang 4, fiind centru cu... Întrebare. Avem cadru legal să putem face chestia asta? O să aștept să termine ca să prezint punctul de vedere al nostru instituției. Zonarea, ca să vă spun... Am terminat, da? Zonarea se face de către, conform prevederilor legale și studiind lege de, în primărie, de către o comisie, și anume care sunt în primărie și răspund cu acest lucru. Și au luat la cunoștință inclusiv controlul Curții de Conturi și au fost foarte de acord cu zonarea așa cum este făcută. Și haideți să fim realiști. Nu pasăm responsabilitatea. Noi decidem. Da, mă lăsați să-mi termin ideea și n-am pasat. Am zis că au fost de acord. Dumneavoastră veniți și dezinformați. Nu, dar n-am zis că am pasat o responsabilitate. Că totul e făcut de noi. Am zis că au fost de acord. Deci când cineva este de acord, nu înseamnă că este responsabil pentru acel lucru. Și cine spune că nu o să fie cu de acord? Păi lăsați-mi să-mi termin ideea și atunci vă spun. Cum spune că nu se poate ca Horgeșul să fie decât de categoria A, pentru că e Horgeștiu, spuneți-mi... Nu, nu, greșit. Deci, Horgeștiu este rang 4, acolo nu se poate umbla. La 4, la da. Zonare, avem 4 zone, putem să stabilim ce zone avem. Și spuneți asta că Horgeștiu nu putem umbla. Care e situația diferită din condițiile de la Horgești, în condițiile de la Regea, de la Sohodor, de la Răcătău Răzești, îi dau exact ce merge pe drumul județean, numai așa ca idee. Exact, păi exact ce ați menționat am lăsat la zona B. Păi nu, și Horgeștiul de ce ar fi la A? Haideți să lăsăm populismele și să gândim că noi și primăria funcționează în mare parte și pe taxele și impozitele locale. Și din păcate, știți, și haideți să fim realiști. Taxe și impozite cu care vă luați sporuri nesimțite. Luăm și sporuri nesimțite. Mergem pe ideea că cele trei poduri, valoarea, cum vă spuneam, că a fost întrebat, și podul de la de sus, cum zicem noi, de la Dămoc, sau podul de pe Pârâul Rece, sau podul de la Strada Nouă, s-ar putea face foarte bine dacă ați fi avut și dumneavoastră interesul și ar fi fost recuperați acei 300 și ceva de mii de lei dispăruți din primărie de către un funcționar mai mult sau mai puțin rudă cu dumneavoastră și exact suma aceea costă acele trei poduri de construit. De ce vedeți situația dumneavoastră că nu veniți cu cere? Exact, cele trei poduri, valoarea aceea este. Se vine la Curtea de Conturi sau se vine și se spune s-au făcut hoții la primărie, se fac cere peste cere. Haideți să vedem unde sunt acele hoții. Uitați, o să venim în fața dumneavoastră cu
Nu mai este raport, este o scrisoare a curții de conturi și o să vedeți că atât la magazie, atât la locurile de joacă, nu au fost găsite nereguli din plățile financiare. Doamna administrator este invitată la lucrurile de ședință, ea ține acum o prelegere de poate că vine și... Deci unde nu vă convine, țin prelegere. Haideți să fim conștienți și vă rog frumos, domnul consilier, să votați proiectul așa cum a fost inițiat de către domnul viceprimar, pentru că... Lăsați-l pe domnul vice să susțină proiectul în cazul ăsta. Atâta timp cât am în acest și sunt ordonator principal de credite și am în subordine acest compartiment, permiteți-mi dumneavoastră, dacă ar trebui și ar fi cazul, să îmi prezint punctul de vedere, pentru că... Doamna, așa... primarul, cum să-mi dădeam demisia și plecam de mult din Horgeș, la cât dezastru a să în locul asta. Dumneavoastră, în locul meu... Da? Aveți vreo decizia instanței, faceți o afinit să faceți acuzații, aici atâta știți, să faceți acuzații, atacuri la familie, la persoane, ați lăsat oameni fără pășune pe drumuri, oameni disperați. Asta faceți, doamna Temea, comuna Horgeș. Bine, dacă asta se despre face, ce vorbim aici? De ce să vorbim? Ce ați să vorbim venit vă la spor, v-ați spus în toate comițiile, pe fonduri europene, pe nu știu ce, vă luați sute de milioane. Ce ați spus dumneavoastră când vi s-a făcut oferta de a veni la un concurs în primărie? Că nu veniți pe salariile din primărie. Vă amintesc ce ați spus? Eu nu mint. Și oamenii știu. S-a lucrat productiv în Consiliul Local, da? Ați venit dumneavoastră, a început iar scandalul. E punctul dumneavoastră de vedere. Despre asta vorbim. Pentru că atunci când spui realitatea de la șeasă. Când familie de și atac la familie, cu ce? E realitatea, da? E ce cu delapidarea de atâta, de atâta. Domnul Vierian, domnul Vierian. Adică, dumneavoastră, de ce începi? Nici o hotărâre, dacă nu a fost discuția, cum s-au făcut nereguri. Da, dar ție, nici o hotărâre. Da, deci, noi acum așa. La proiectul ăsta nu o să discutăm de taxe și impozite. La proiectul ăsta nu o să discutăm de taxe și impozite. De cum facem să le ușurăm viața cetățenilor comunei Horgești. Aici e să plătească taxe mai puține, practic ajungem să discutăm despre cai despre să le facem. Dacă vrem să facem economie, haideți să facem din toate punctele de vedere și noi trebuie. Renunțați la sporuri. Asta poate să facem economie. Nu vă mai plimbați la Bateau toată ziua. Nu știți să la restaurante să ca să faceți la Bateau. Da, doamna președinte. Aveți voie să vă rog domnul Velea, de cuvântul de afaceri. Să ne prezinte domnul Căliman toate dispozițiile care vi le-a dat, pentru că el trebuie să vă trimită la Bacău. Ați prezentat dumneavoastră și nu vă mai opusat. Dumneavoastră sunteți angajat a domnului Căliman, da? V-a angajat. Vorbesc cu tine ca un cer, eu, doamnă, și nu mă aud aici. Da, vorbim mai vreau să mă plec și eu un pic din problema asta cu impozitele și taxele locale. Este bine, într-adevăr, proiectul ăsta, că trebuie adus venituri, într-adevăr, la bugetul local. Dar vreau să întreb, aici văd că calculul ăsta cum ai făcut aici, cu tipul de clădire aici. Mă uit aici, văd că spune destul de clar aici, mai ales în articolul 5 aici, paragraful F, aici scrie așa, spune că zice că în cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol și sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la litera A și D, nu? Și aici spune destul de clar că nu știu cum e coeficient, tot aici, nu știu, 810 lei metru pătrat, ăsta e sau? Cum e calculat aici? 8 lei. 810 vă scrieți, nu vrei. La în fine, asta e prea, asta prea puțin, are importanță, hai ca să lăsăm la ce domnul. Și anume. La ce pagină? Pagină? Vedeți în jos aveți numerul tare. Pe pagina 7. Așa. Dacă e 810 lei pe metru pătrat, nu știu, atunci ar ajunge. Nu e așa, nu. Bine, asta nu. Orice clădire, dar nu mă leacă. Orice clădire are o suprafață. Da. Pentru că trebuie ca să impozităm, trebuie să-i calculăm valoarea de impozitare. Valoarea de impozitare se calculează cu suprafața din 80 de metri pătrat, cu valoarea asta stabilită pe metru pătrat. Da. Și dă o valoare. Valoarea impozabilă se mulțește cu 0,1 sau cât mai este acum, cu indicii pentru clădiri. Și ăla dă impozitul.
Asta dă valoarea casei. Valoarea casei. Aici vreau să vă întreb, domnul Budeu, dacă dumneavoastră vă gândați și răspunsul. Aici spune destul de clar aici, că zice cei ce au mansarde. La noi sunt foarte mulți care au mansarde, știți și dumneavoastră. Trebuie plătite și la ele, așa este. Dar aici văd că spune că 50% din suma care se aplică clădirii, nu? Da, așa de cartierul. Pentru partea de sus. De ce știi cazul? S-a plătit 100%, 50%. Poate și mai mult. Aș vrea să nu se mai fac greșeala asta de anul ăsta. Nu, asta e casa la roșu. De cum? Ce spune? Domnule, aici să fim serios. Când casa construită din mine, ridicată 80 de metri pătrați, s-a plătit 180 de metri. De asta zic, nu se mai fac greșeala asta. Aici vedeți că... Hai să dai 5 lei jos și 2 lei jos. Aici când are de fapt. Pozitivul lui Elise calculează, ați văzut că scrie mai sus. Da. Nu mai se pune la articolul 5. Aliniatul 2, aliniatul 1 spune clar că impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,13 asupra valorii impozabile a clădirii, deci 0,13. Valoarea impozabilă a clădirii, știți, când veniți pentru dezbaterea succesiunii să cereți anexa 24, se dă valoarea locuinței. Valoarea locuinței se face în mulțirea acelei 1351, dar valoarea pe care o plătiți dumneavoastră se face împărțit la 0,13 și atunci ați văzut că la impozit se plătește, nimeni n-a dat suma asta, la o locuință, asta că în general 30 de lei, 50 de lei, cam asta este suma pe care îți plătește. Iar privința cu mansarda, ați văzut, trebuie făcută dovada că nu este pentru locuit, spațiu destinat locuitului, ați văzut, nu? Că așa scrie. Dacă mansarda se vine, că ați văzut foarte bine că se vine la inspecție fiscală și se vede că, de fapt, mansarda este construită pentru a fi spațiu de locuit, atunci nu putem să luăm în calcul ca nefiind spațiu de locuit. Dacă nu, la inspecție fiscală se constată că nu este pentru spațiu de locuit, atunci se calculează... Deci știi că doar a fost acolo locul de față. Și s-a pus, da, și spațiu de locuit. Da. La inspecție fiscală o să se spună, dar v-am zis, dacă se constată că e spațiu de locuit, trebuie impozat. Mulțumim, domnule. Bine, domnule, 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 și tocmai la anchetă s-a pus spațiu de locuit și la frate toate, tot. Domnul Pisecaru, a venit anchetă, i-a măsurat din nou, ceodată, faci de ceva. Țin partea la care nu a fi. A intrat că... Domnule, consilieri, eu personal mă abțin de la acest proiect de hotărâre, nu pentru faptul că asta e exact cum vrei, nu vrei, e vechi coragează, indexarea este și trebuie să o votăm. Pentru simplu fapt că mai mari noștri guvernanți s-au gândit numai să indexeze impozitele, dar salariile au rămas cam tot aceleași. Corect, așa. Și pentru asta mă abțin, atât am avut de spus. Domnul Boboc? Eu și eu tot la fel scurt, domnilor consilieri, așa să cade, domnule, să nu fim împotriva cetățeanului, împotriva oamenilor din comună de la noi. Oamenii care n-au același acces ca noi la centru, la circulație, la lumină, să fie, domnule, dați un pic gri la jos, că se poate, dacă a venit cu proiectul ăsta în fața noastră a Consiliului Local, înseamnă că ține de noi, domnule, nu că vrem, noi nu vrem, tot așa va merge, nu, nimeni, nimeni. Să cade, să... Că eu mă gândesc la noștri de la Sohodor, nu știu ce se va face cu impozitele, cu spitalele astea care le-au construit unii lor. Au făcut, nu era spitale, era cum casele lor. Nu știu ce o să facă, domnule, oamenii ăștia. Deja, casele mari, dar nu îți plătesc nici așa impozitele, taxele, amenzele și așa mai departe. Ar trebui privită cu... Eu știu, și poate să poate din altă parte aduce venituri la comune. Sunt anumite lucruri care se poate aduce venituri. Cam așa am avut eu de spus, da? Dacă se poate avea în vedere, oamenii, unii n-au acces pe ulița lor, mașina, ca să ia gunoi. Unii n-au lumină electrică, încă n-au lumină electrică. Unii drumurile de dorit, așa cum sunt ele. Revin la ideea domnului Prisecaru. Am impresia că oamenii au făcut acolo din Parlament, asta ca să mai tot vină să aibă buget de tot unii împărțit, că se apropie alegeri de acolo. Am atât. Mulțumim. Domnul Lilă? Doar o întrebare aș avea, nu știu dacă ar fi și inclusă în lege, nu știu, n-aș fi de acord în sensul cu clădirile astea, cu smulti, că sunt soodori făcute și nelocuibile. Se plătește impozit la ele, omul nu locuiește în ele, nu locuiește. Să facă casa lor, are căciun. Dar nici la ce e nicio, să știți că nici pământ nu se locuiește, dar doar plătim impozit. Păi stau și mă gândesc, înseamnă că noi ca oameni nu mai avem nimic la noi, pământul e al nostru.
tot, plătim tot, stăm închiriem toate lucrurile. În ceea ce privește intrarea, eu prin domnul consilier cu ideea respectivă, trebuie un raport al compartimentului, trebuie văzut dacă se poate și în ce constă acest timp bugetar, ca de aceea vin cu ideea să aprobăm acest proiect de hotărâre în forma care a fost inițiată de către domnul Căliman Marcel, domnul viceprimar, și urmând, dacă este cazul și este ceva bun și înseamnă ceva pentru el, ca atunci când aprobăm taxele și impozitele, care alea sunt normal definitive pentru anul viitor, atunci să venim cu această sau cu oricare modificare care permite să fie treaba, să fie în regulă. Dacă am venit o completare, modificarea zonei se poate face cel târziu în luna mai pentru anul următor. Normal, ceea ce s-a făcut în decembrie anul trecut, dar noi n-a fost conform de legislație viitoare. Din acest moment ar fi important de aprobat la acest moment pentru anul viitor această modificare de zonă. Mi-ar trebui să prezint o scurtă intervenție. Nu vorbesc de oportunitate. Întrebarea este dacă domnii consilieri pot să voteze modificarea asta fără să aibă în spate o documentație legală a unui proiect de hotărâre, adică un raport al compartimentului taxe și impozite care să ne stabilească. Eu n-am acum codul fiscal în față, nici nu știu pe de rost, nu cred că știe nimeni. Adică să nu ajungem într-o zonă în care să ne autoblocăm. În decembrie a fost acel raport pentru că s-a modificat ori, impactul bugetar pentru faptul că... Orice proiect de hotărâre are un raport al compartimentului, deci acum ar aveți... Păi da, dar raportul nu are în vedere această modificare, la asta mă refer. Da. Până la urmă, dumneavoastră, sunteți cei care votați, v-am spus, nu discut de oportunitate, vorbesc de documentele care să stea la baza unor modificări structurale importante ale... Da, eu înțeleg, din păcate, nu știu, atunci când e vorba să venim cu ceva în plus, cetățenii mereu găsim scuze și fițe ca să nu se avem facă. Posibilitatea să facem lucrul ăsta în luna decembrie, domnul consilier, că nu ne oprește nimeni. Păi, eu v-am spus, în lege zice că se poate, când târziu în luna mai. Ai gândit să vă cum spune legea de bugetul național și cum se poate, până la urmă, atunci când trebuie să rezolvi. Ați spus dumneavoastră că niciodată nu s-a aprobat la Horgești. Eu nu știu, pot zic niciodată că nu-s de când s-a înființat Horgești. Dar de când sunt eu, într-adevăr, așa este. Asta nu înseamnă că nu a funcționat și nu am... Chiar am specificat. Da, nu, așa este, asta ți-am dreptate. A funcționat pe acel principiu, cred că nu numai în cazul nostru, că... nu numai Horgești a avut aprobat în decembrie și așa. Într-adevăr, ne... Ne perfecționăm. Că ne consolăm că nici alții nu fac. Din nou, ne perfecționăm, facem, da, ca idee, v-am spus, asta am vrut să precizez. Da, este punctul dumneavoastră de vedere. Da. Ok, și punem la vot proiectul numărul 2. Cine este pentru? Întâi amendament. Amendament. Da, dar la amendament o localitate trebuie să fie gradul. Da, o să rămână Horgeștiul la zona A, deci. Porgeștiul. Asta vreau. Da. Deci Horgeștiul va rămâne la zona A, da? Da, pentru că este reședință. Asta are, n-am să vă întrebă atunci, da. 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 Deci punem la vot amendamentul domnului Dămoc. Cine este pentru? Avem două voturi pentru, da? Domnul Dămoc și domnul Dămoc. Împotrivă. Împotrivă avem 1 al domnului Căliman și abținere avem doamna 11. Doamna Beiu, mai auziți? Da. Față de amendamentul domnului Dămoc, l-ați auzit cu modificarea zonării? Nu, abțin că nu am înțeles, nu se înțelege prea bine, am abținere, da. Da, avem 12 abțineri. Amendamentul este respins. Supunem la vot proiectul numărul 2, în forma inițiată. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Avem abținere doamna Nunuț, domnul Pisecaru și domnul Boboc, da? Doamna, proiectul de hotărâre e votul dumneavoastră, doamna Albei? Pentru.
avem 12 voturi pentru. Domnul consilier, am văzut că ați votat pentru. Său, da? Da, legea este clară. Noi aveam posibilitatea asta să mă ajut, să mișorăm, să umblăm, să găsim o soluție. Deci, doamnă, nu. Nici proiectul nu este ilegal, să nu are probleme. Dar noi puteam face ceva mai mult. Deci, asta e vorba. Proiectul este aprobat cu 12 voturi pentru și 3 abțineri. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind stadiul de înscriere al datelor în registru agricol al Comunei Horgeș pentru anul 2022 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități. Consilier, inițiator, consilier local, Dămoc Cristinel Claudiu. Aveți cuvântul, domnul Dămoc? Mulțumesc, doamna președinte. E un proiect important, zic eu, pentru Horgești. Există foarte multe probleme în ceea ce privește situația de la compartimentul agricol în comuna noastră. Primesc foarte multe mesaje de la cetățeni referitoare la titluri de proprietate. Chiar săptămâna trecută, cred că nu, când am fost în birou la domnul secretar și a venit un cetățean plecat în străinătate din 91, spunea. Și venise, i-a spus că avea un act în care tatălui lăsase o suprafață de teren, avea un titlu de proprietate. N-avea titlu de proprietate. Nu. Nu avea. Nu. Și nici cerere de nu, ca să mă ascultați. Acum m-a lăsat să mă implic, eram de față, m-ați menționat. Ascultați-mă ce vreau să spun ca să înțelegeți. Era vorba de casă și terenul din preajma casei. El spunea că are 5.000 de metri pătrați, pe care practic el știe că plătește pentru ei taxe și impozite, dar de fapt titlul avea doar pe 2.800 de metri pătrați. Despre asta este una din probleme, dar problemele sunt foarte multe și foarte, foarte diverse la acest capitol. Și cred că marea problemă este faptul că suprafața de teren de la registrul agricol nu corespunde cu cea de la taxe și impozite locale. Tocmai de asta aș fi vrut să fie prezentă și doamna Prisecaru, cea de la compartimentul agricol, în cadrul ședinței, să discutăm concret despre acest proiect. Vreau să zic că acest proiect ce prevede, de fapt? Prevede o obligație din lege. Din 2019 există o lege care prevede faptul că trebuie ținută și trecut datele în registru agricol, trebuie să întâmplă evidență electronică și electrică, că e vorba de rest. E vorba că cetățenii ar putea să aibă dreptul, de exemplu, să vină să facă o solicitare la primărie și să ai acces online, să vezi exact pentru ce plătești taxe și impozite locale. La noi la Horgeș plătești taxe și impozite, dar tu nu știi ce plătești. Deci, practic, tu dacă vii și îmi spui, eu vreau să plătesc taxele pentru că, da, sunt notificanță, ai plătit, dar tu nu știi exact pentru ce ai bani, dar deci, toți cetățenii spune, și domnul respectiv, el a zis, el spunea că a plătit pentru 5.000, dar și dumneavoastră mi-ați confirmat. Nu, cu siguranță nu trebuie să plătească pentru 5.000, dacă nu există un titlu, nu poate fi făcut de impunere. Impunerea se face și aici, la cum ați spus asta problema, nu e de pe registru agricol, e de pe taxe și impozite, pentru că terenurile sunt corect pe registru agricol. Se corelează. Impunerea ulterioară de pe taxe și impozite, dacă există o diferență, adică oamenii nu-și declară. Nu, că toate problemele pe care cetățenii le semnalează, faptul că vin și ia cineva subvenție pe terenuri care... Problemele sunt foarte multe. Și faptul că eu nu cer prin acest proiect decât faptul să se respecte legislația în vigoare și să ne se prezinte trimestrial, așa cum prevede legea, stadiul înregistrării datelor în acest registru agricol, probabil unul din cele mai importante documente din cadrul instituției unei primării, nu văd de ce să fie un lucru rău. Am văzut ca și justificare de la compartiment faptul că există foarte multă treabă și că acest lucru ar îngreuna și mai mult. Păi, hai să vedem atunci, să găsim soluția. Avem administrator public, îi putem delega o parte din sarcini, să se ocupe cu trecerea datelor în registrul agricol. Putem să găsim... Dumneavoastră nu-i puteți delega. Nu. Domnul viceprimarul îi poate delega, doamnei, administrator public și această sarcină. Scoatem postul de inginer pentru că este nevoie de persoană cu studii în domeniul. Legea din 2019. Din 2019 noi am avut inginer. Hai să vedem câte solicitări s-au făcut către superiorul ierarhic. Domnule, nu fac față și hai să vedem, să găsim soluții ca să mai angajăm oameni să... Mereu găsim scuze, v-am spus. Nu știu de ce. Atunci când vine vorba de a face lucruri în folosul cetățenilor, trebuie să găsim scuze de a nu face. Eu
Tocmai de astăzi am avut o discuție și la, și la comisie. La comisie sunt trei voturi, la comisia noastră cel puțin, sunt trei voturi favorabile și două abțineri. Eu sper să găsesc totuși bunăvoința colegilor consilieri locali și să se aprobe acest proiect, pentru că el nu face decât să vină în interesul locuitorilor comunei Forgești. Mulțumim. Să mai scrie cineva la cuvânt? Atunci pot să prezint situația cu registrul agricol. Aș vrea să vină doamna Pisecav să prezinte. Doamna Pisecav are cetățenie foarte ocupată și asta este cel mai aglomerat, cel mai aglomerat compartiment din primăria Forgești. Și haideți să fim realiști. Deci s-a făcut o mare confuzie, sau vrută sau nevrută, voită sau nevoită, și s-a spus că acest registru agricol ajută sau arată oamenilor la ce au plătit la impozite și taxe. Deci nu are legătură ce este, ce plătește omul cu ce este la registrul agricol. Cred că cele mai puține probleme, și pe de o parte e bine, pe de o parte putem considera, sunt la registrul agricol, deci nu cu titlurile de proprietate. Noi scoatem postul la concurs și am căutat și tot am, pentru inginer. Situația, doamna Petronela este agent agricol. Nu are studiile necesare să meargă, ea lucrează, dar ca să facă, să fie președinte de comisie, de exemplu, de fond funciar, să fim realiști. După aceea, cetățenii să o luăm... Scuzați, președintele, eu știu că este primar. Să facă documentele, știți, toate documentele, că până la urmă nu domnul primar face acele documente. Și doamna Petronela, ați văzut, adeverințe APIA, adeverințe tot ce ține. Și nu au fost probleme pe registrul agricol, așa cum sunt probleme pe, poate pe alte compartimente, inclusiv că revin și iar o să spuneți cu răutate, de la IRS și taxe, unde, cum ați spus, că s-a plâns omul că nu știe pe ce plătește, au fost și oameni care mi s-au plâns că au plătit și nu au mai ajuns banii la noi. Deci și asta s-au plâns cetățenii și pe partea asta că ei au plătit și nu s-au regăsit că au plătit. Asta n-ați vrut să o scoateți în evidență. Bun, haideți să fim serioși. Pe partea cu registrul agricol, doamna Petronela, nu cred că ați întâmpinat probleme, a lucrat foarte bine. Ați văzut clarificat situații, că sunt persoane care nu convine pentru că treceau rezerva primăriei la APIA și acum nu se mai poate trece. Da, este, că așa este legal, nu poți să treci rezerva primăriei. Dosare s-au trimis pentru titlul de proprietate. Ați făcut plângeri în acest sens, dacă știți acest lucru? O poftim? Ați făcut plângeri la organele de abilitate, dacă aveți cunoștință de aceste lucruri? Spun și acuzația, spun lucruri de gravă. Da. Da, domnul Gumoț. Da. Nu ne jucăm. Păi dumneavoastră veniți mereu și spuneți, consider, constat, am suspiciuni. Nu. Eu ce spun? Da, sunt dosare la parchet pentru situații de genul acesta. Fazuri. Și îmi pare rău că dumneavoastră, fiind consilier din 2016, nu ați venit atunci pe perioada când tot la fel veneau oameni și vi se spuneau că să se facă un titlu, se dau bani, se cer... n-ați venit niciodată. Asta informație nu le-ați primit, domnul Dămoc? Eu cred că da. Dar n-ați vrut să le vedeți. Haideți să fim serioși. Da. Deci asta este. Ca să rezumăm. Doamna, legea e clară. Prevede aceste obligații pe care le-a propus în acest proiect. Sunteți împotriva respectării legislației? Eu spun, domnul consilier, așa cum a funcționat până acum problemele, toate au fost rezolvate la registrul agricol, așa o să funcționeze și în continuare. Bun, susțineți sau nu acest proiect? Eu personal nu. Deci sunteți împotriva respectării legislației în vigoare din România. Nu, știți foarte bine. Asta? Nu. Păi legea trebuie respectată de oricine, nu cu acest proiect de hotărâre. Dar nu dumneavoastră, de oricine, nu de dumneavoastră. Ba da, dar veniți cu o întrebare, că eu aș ține. Eu v-am spus, personal, eu nu pot vota acest proiect. Și domnul consilier... Dar asta nu votați, doamna administrator, numai doamne, ferește. Păi nu votă nici nu știu ce vorbiți. Cum adică nu votați? Dar ce? Nu aveți de vot, sunteți invitată la lucrările Consiliului Local. Dumneavoastră ați spus că vrea să votez, iată. Păi nu. De acord. Se mai scrie cineva la cuvânt? Se puneți la vot proiectul de hotărâre. Voturi pentru, vă rog. 1, 2, proiectul de hotărâre privind proiectul domnului Dămoc. Privind studiul... Nu avem amendament. Studiul scrie... Că e stadiu, dacă nu am înțeles. Stadiul de înscriere al datelor în registrul agricol al Comunei Forgești pentru anul 2022 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități. Așa se numește. Voturi pentru. Eu am numărat două. Doamna Nonuț și domnul Dămoc. Da?
Voturi împotrivă. 1, 2, 3. Atunci haideți să vă abțineți, vă rog, că eram văzut mai mult. Abțineri. Avem două abțineri, da? Domnul Boboc și domnul Budău. Și voturi împotrivă, vă rog încă o dată. Diferența. Poți să nu remarc influența negativă pe care o are doamna Temea asupra consilierilor. 11 voturi împotrivă. Eu nu pot să nu remarc atâta timp cât vă abțineți și votați doamna, împotrivă doamna, la toate Albeiu, proiectele dumneavoastră. De primar sau viceprimar. Aveți pretenția pentru, nu, avem 3 voturi pentru, mă scuzați, da? Au și doamna Albeiu. Doamna Albeiu să voteze cum doresc. Și 10 voturi. Cum și dumneavoastră, de altfel. Nu mai dezinformați astăzi. 99% dintre proiectele de hotărâre după inițiate de primar sau viceprimar, dumneavoastră ați votat împotrivă sau... Vă dați seama că mințiți? Doamna președinte, puneți la... Domnul Cosmier știm foarte bine. Și nu poate cineva să voteze... Proiectul numărul 4, doamne. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării, poate vocești la programul... privind casarea autovehiculelor uzate, derulat de administrația fondului pentru mediu, pentru implementarea proiectului casarea autovehiculelor uzate din Comuna Horgești, inițiator, consilier local Claudiu Dămoc Cristinean. Aveți cuvântul, domnul Dămoc? Da, și inițiatorul este și colega domnul Simon, ca să fim mai exacti. Să vă prezint pe scurt proiectul, probabil că... Probabil că ați auzit și din și de la televizor, și din mediul online, acest proiect administrat de mediu privind rabla locală. Practic este un program diferit de programul rabla pe care îl știam până acum, când ca să ai un autovehicul și trebuia să-ți achiziționezi o mașină nouă. Acesta este un proiect prin care îți casezi autovehiculul vechi, prevede obligația ca autovehiculul să fie mai vechi de 15 ani, maxim euro 3, și în schimbul casării fiecare persoană va primi cash suma de 3.000 de lei, respectiv 80% vor veni de la mediu, 2.400 de lei, iar 20% urmează să fie asigurată de noi, de Consiliul Local, 400 de lei pentru fiecare autovehicul. Conform... Este obligația de a achiziționa autovehicul. Da, fără să existe. Deci pur și simplu primești banii și față de celălalt. Da, ăsta e lucru pozitiv, văd eu, pentru că ăsta era un impediment. Oamenii dădeau mașina, vindeau voucherul, era... Și toate asta face programul ăsta, te ajută să scapi de mașină și acești bani. Ce să vă zic, dacă aveți întrebări, noi putem aproba pentru maxim 100 de autovehiculele. Așa este regulamentul făcut de cei de la mediu, deci 100 de autovehicule, noi practic vom asigura 60.000 de lei de la bugetul local. Nu știm dacă vor fi 100 de solicitări, noi sperăm să fie, pentru că, până la urmă, este interesul fiecărui cetățean să beneficieze de acest program. Sunt niște bani care îl ajută, vin în comună, îl ajută pe cetățean, deci, practic, rezolvăm mai multe probleme. Se scapă și de mașini de vechi, și de poluare, câștigă și cetățeanul niște bani pe care o să aibă efectiv în buzunar. Deci, practic, noi asta trebuie să facem, să aprobăm astăzi. Încă un lucru foarte important, s-a lăsat pe ultima zi, astăzi este ultima zi. Când noi ne putem înscrie pe platformă, a fost perioada 21-28 anunțată, nu știu dacă se va prelungi, dar din ce am văzut eu, majoritatea primărilor au aprobat încă de ieri, de alte proiecturi. Eu am o întrebare, domnule. Vă ascult. Dacă ați făcut o estimare, sunt la noi în comună, sunt probabil... Am discutat și un pic înainte de ședință cu câțiva consilieri, mi-au spus că au și cunoștință. Mie personal, până acum, mi-au spus 4 persoane că sunt interesate de acest proiect. Spuneați, nu știu dacă vor fi 100, dar indiferent că vor fi 10, 20 sau 50, este un proiect, un program binevenit, pentru că oamenii ăștia vor putea să-și dea mașina și să beneficieze de acești bani. Înscrii la cuvânt, domnul psihară. La cineva? Mai scrii? Bun, aveți cuvântul domnului Sicaru. Cred că este binevenit. Îl găsesc binevenit. Nu numai noi facem la nivel național. Am găsit ceva totuși în obligații. Deci aici proprietarul autovehiculului trebuie să semneze un angajament că nu va achiziționa un autovehicul cu norma de poluare Euro 5 sau inferioare. Deci 3 ani de zile.
aici mi se pare cu dus întors, adică nu mi se pare normal un, ca să nu poți să faci gestionez un autoturism din 3 ani, 5. Deci tot așa, da, e euro 6. Da, dar normal să fie. Deci nu toate, numai de asta opri programul ăsta pentru un ajutorul celor care nu au posibilitatea să cumpere un autoturism nou. Cam acolo, și aici nu îi dai nici posibilitatea să mai cumperi unul puțin mai mult. Pot să vă răspund? Da. Da, cum am spus și înainte de ședință, nu noi facem aceste lucruri. Da, și acum, de exemplu, bine, și mașina mea e 2016 și Euro 6. Deci din 2016 deja mașina are 7 ani, practic cam acolo tinde programul. Sunt te duci să iei mai vechi, de, pentru că deja de la 10 ani tu deja poți să casezi mașina. Da, în programul ăsta, dar în programul ăla, dacă nu mă înșel, de la 10 ani. Deci despre asta vorbim, practic. Da, ei vor să... Știu că, da, poate au cetățean deja are o mașină nouă. Și știți cum e românul, de ce se descurcă. Dacă mașina era pe numele lui, probabil va cumpăra mașina pe numele lui. Și... Da, dar nu e legal. Inițial un proiect. Nu, nu știu dacă noi... Aici nu e vorba de legalitate. Deci aici, normal, trebuia să umbli un pic la norma de poluare, trebuia să o lese de la 4 în jos, 5 trebuia să lase totuși mașini de Euro 5, ce sunt niște... E o normă de poluare, bunișoară, deci nu e chiar... Noi trebuie să mergem cu ideea că efectiv nici înscrierea în program nu se mai poate face, nu mai este timp efectiv și 3 zile și na. Dar v-am spus, și la noi majoritatea sunt, ați văzut că e condiționat și de plătire în integralitatea taxelor și impozitelor și majoritatea care au acele mașini au datorii foarte mari și nu pot să meargă să replătească, v-am zis, e și ca timp și inclusiv ce ați spus dumneavoastră, le oprim posibilitatea cetățenilor de a achiziționa un alt autovehicul, așa cum știu ei, dacă poate noi cei care avem un venit, un salariu, putem să facem o rată și să achiziționăm un autoturism nou cu norma Euro 6, cetățenii din comună care reușesc, bă, eu cresc confort, că fac de și vând și își cumpăr o mașină de 1000 și ceva de euro, n-ai cum să-ți iei cu normă Euro 6. Dar aveți... Bun, supunem la vot... Stați un pic, nu. Deci eu am zis să ce, doamne. Deci la administrator spune de fapt ea nu susține proiectul, că nu mai e timp și că oamenii nu și-au plătit taxele și că n-au bani să-și cumpere altă mașină. Adică doamna administrator numește numele a 5.000 de cetățeni din comuna Curgești care poate... Deci eu vă dau mesaje de privat care vă știu, doamne, super, chiar mă bucur că ai depus proiectul, să poți să scapi și eu de mașina de timp. Da, nevăzând condițiile. Ați spus dumneavoastră, eu am spus de deci ceva la nivel național. Deci toate primăriile s-au luptat și se plâng că nu o să le ajungă numărul de vouchere alocate. Iar la noi să spunem, să îndrăznim, să spunem, să afirmăm că nu mai e timp. Păi, dar programul, eu am venit, deci am făcut hârtie către domnul Căriman pe 2, nu știu când am decât proiect, domnul Căriman și perioada pascală. Ați dat proiectul pe 21. Pe 21 și am zis, domnule, facem o extraordinară, de atunci am discutat și am zis, facem o extraordinară, am spus de atunci că știa de perioada asta de depunere. Tocmai din acest, bun, s-a lăsat ultima, am zis, domnule, probabil că asta e situația și la noi o să facă vineri de mersurile. Dar nu-i târziu, de asta zic, deci azi... Termenul obscurită până când după. Până la ora 24 în seara asta te poți înscrie pe platformă. Deci noi aprobăm proiectul și ne, cu proiectul aprobat ne înscriem pe platformă. E lucru foarte simplu. Deci asta să nu... Deci ce face doamna administrator vă dezinformează. Nu dezinformez nimic și eu prezint punctul de vedere. Chiar îmi pare rău de lucrul ăsta. Dumneavoastră chiar scrieți persoanele responsabile, domnul viceprimar trebuie să desemneze persoanele responsabile în termen de 3 zile, dar v-am spus, nu veniți cu ideea și haideți să spunem ca și cost. Dumneavoastră știți că suma care îi vine primăriei este de 600 de lei, 2400 de lei ar fi suma care vine de la mediu. Există și varianta să întâmpinăm greutăți cum avem la indemnizațiile persoanelor cu handicap, unde prevede legea că 90% vine de la guvern și 10% de la primărie. Și știți foarte bine că noi ajungem în situația în care ajungem să punem 80-90% din banii la salariile asistenților personal din fondul propriu. După aceea mai sunt acele condiții, că trebuie să ridici autoturismul, să-l... Okay. Am înțeles punctul de vedere al doamnei administrator, l-am înțeles. Eu acum discut cu domnii consilieri locali. Domnii consilieri locali, eu vă spun așa, proiectul este absolut legal, este aprobat în toate OAT-urile unde a fost depus până la această oră. A fi o premieră la nivel național ca un OAT unde s-a depus acest proiect să nu se nu-l aprobe. Eu vă spun sincer lucrul ăsta. Deci ar fi o premieră națională să fie o primărie unde s-a depus acest proiect și Consiliul Local să nu-l aprobe.
Deci dacă vreți să fim râsul României cu oamenii care, bă, acolo nu le pasă pur și simplu și nu interesează, nu votați acest proiect. Deci nu vreau să... Dar mai mult de atât, eu nu mai suport aceste dezinformări și minciuni, că nu, deci la Hogești nimic nu se poate, măi. Deci aici nu e vorba de lucruri supraomenești, e vorba de ceva ce asigură statul român, cadrul legal, ca niște oameni să scape de rabele pe care le au și să beneficieze de niște bani. Despre asta vorbim, că nu-i, Doamne ferește, deci nu vine să plângem. Nu mai faceți atâta, că prea vă luați o pastilă, că vreau să-ți spun și eu ceva, stimată doamnă. Da, vă spuneți la Părintele Bobov, da? Da. Domnule consilieri, se vede vădit, noi ești la diplomație, vedem că e o neînțelegere dintre doamna primar și domnul Tămoc. Și probabil o răfuială care s-o rezolve de și în timp. Nu e nicio răfuială. Nu știu, noi încă n-am înțeles care e problema. Că n-au venit încă alegeri. Da, un proiect binevenit pentru cetățenii noștri, nu mai contează de la cine e făcut și cine vine cu inițiativă. Dacă domnii consilieri de aici, fără să facă o presiune pe nimeni, dacă domnii consilieri consideră că proiectul ăsta ajută pe cetățenii din comună, să se voteze. Cine nu consideră că nu-i bun, să nu-l voteze, nu înseamnă că, dacă chiar vine de la domnul Democ, nici eu nu sunt de acord cu domnul Democ. Eu știu că e contravin proiectul ăsta la noi de aici. Dacă e un lucru care vizează cetățenii comunei noastre, nu zic că e rău. Mulțumim, domnul Popov. Punem la vot proiectul numărul 4. Cine este pentru? Am să rog aici totuși da. Să ținem mâinile, da? Să pot să număr, da? Pentru, da? 1, 2, 3, 4, 5, da? Pentru. Și cu doamna Alveiu, 6. Este rușinos, vă spun sigur, este rușinos. Nu, este împotrivă. Posibilitatea oamenilor să-și achiziționeze mașini la prețurile pe care își permit. 1, 2, 3, 4. Nu e obligă nimeni să-și cumpere mașină, deci nu mai vorbiți prostii, ce vorba de să-ți dai mașinii bani. Nu mai spuneți la zonii prostii, 5. Eu urât din partea mea să spuneți așa, domnul consilier. Și eu n-am mai auzit așa ceva. Deci, nu, pare rău că trebuie să zic lucrul ăsta din nou. Dar se vede că deci doamna Artemia nu face decât să ducă în derivor lucrurile de consiliu da. Local. Da? Și din toată mizeria asta pierd cetățenii. Cetățenii nu pierd, eu sunt în interes cetățenilor aici și cetățenii știu treaba aceasta. Și acum numărul 5, proiect de hotărâre privind rectificarea de buget prin virări de credite în cadrul aceluiași buget și utilizarea excedentului. Inițiator, viceprimar, domnul Călina Mărcel. Da. Domnule, vă să venim da. În fața dumneavoastră cu acest proiect de rectificare a bugetului, având în vedere că o să trebuiască plătit acest autogreder care deja a fost adus, dar ca să știți că fac o paranteză, încă nu putem să-l punem în funcțiune, urmează să trimitem documentele să fie semnat contractul de către AFIR și după ce avem semnate toate documentele și preconizăm noi ca într-o lună se facă tot cu toate demersurile, după aceea putem pune autogrederul în funcțiune, dar ca să înțelegeți, nici plata nu o facem până nu avem toate documentele în regulă. Când vedeți, este adus, îl avea cel care a câștigat, ofertantul care a câștigat, l-avea în bucărie și a zis să-l aducă, știți că sunt cereri mai multe și a zis să-l aducă pentru că mai s-a întâmplat tractorul tot de la aceeași firmă a fost luat. Și au văzut că suntem serioși și suntem frate și l-au adus, dar v-am zis, plata o să se facă și când o să funcționeze pur și simplu. Când o să funcționeze? Am zis că preconizăm că maxim o lună se termină toate documentele cu AFIR-ul, știți că sunt acele fonduri și dacă nu respectăm ceea ce prevede AFIR-ul, pierdem și acea sumă de 60.000 de lei de euro care este... dată pentru... Vă scrieți la cuvânt domnul Psecaru, altcineva? Așa, după aceea, nu, ca să spun ce mai este. Avem la apă canal, pentru că mai este o sumă prinsă pentru înființare, vedeți, sistem integrat de apă canal. Știți, dar cum am spus și înainte, mergem și zic eu că de acum pașii o să fie mult mai rapid pentru a începe deja procedura de licitație pentru apă canal.
Mai avem acea sumă pentru, știți cum a aprobat cu acea persoană bolnavă în centru aceea de bătrâni și suma, noi am făcut o plată, dar nu este la din capitolul care trebuie și ne-au cerut să facem acest dividend de credite între capitole, așa se zice, domnul, nu? Ca să putem face plata. Mai este o diferență, dacă știți că ajungem iar la salarii ca să se interpreteze. Este o lege care prevede că dacă în administrația publică salariul minim care era luat în calcul la înmulțirea cu coeficientul era de, prevăzut cel din 2019 de 2080 de lei, prin acea ordonanță care a fost atacată, dar Curtea Constituțională a declarat-o constituțională, că acum indicele salariul minim care se calculează coeficientul este de 2350. Și din acest motiv se face și pe această parte rectificare. Cred că am zis cam tot ceea ce prezintă această rectificare. Mulțumesc, domnul Pisicaru. Doamna administrator, trebuie urgentat documentația mai repede. Ar fi bine dacă ar fi mai puțin de o lună, pentru că starea drumurilor în comună este jalnică. Sper să puneți accent pe... Eu fac tot posibilul. Ține de a fi puțin cam atâtea dosare, dar... Deci toate drumurile sunt... Oricum de... Nu mai interveniți, vă rog frumos, să nu mai interveniți cu buldo pe drumul, pentru că mai tare strică treaba. Deja suntem în demersul pentru a încheia contractul, să începem balastarea și atunci avem totul. Părerea mea, balastarea trebuie făcută după ce se îndreaptă un pic drumul. Păi da, dar vine exact. Tot cu autoelele. Ca să nu consumăm în câmpia. Balastarea, după ce faci șanță, după ce faci aceeași poveste, an de an. Da. Vă mulțumesc. Ne-am săturat de post-balast. Ne-am săturat. Ați scris cineva la cuvânt? Da. Domnul Dămoc. Altcineva ați mai scris? Bun, aveți cuvântul, domnul Dămoc. Da, deci felicitări pentru majorarea salarială, că asta era important, asta ne doare la tot. Și la dumneavoastră, domnule consilier, crește indemnizația. Dar de ce nu spuneți că și la consilier crește indemnizația? Da. Și e prevăzut în lege. Nu, m-am uitat zile trecute pe cheltuielile cu salarii. Am văzut asta și... Da, deci știți cum arată Pâncești, știți cum arată Tamașii. Știți câte proiecte au acolo, da? De țea de gras, la spartări, apă, canalizare, care chiar se fac, nu așa pe hârtie. Oamenii nu renunță la fundul europene ca noi. La care n-ați votat niciodată. Da. Deci sunteți penibil, știți, că ați luat de acolo salarii, sporuri de nu vă mai ajuns în buzunare. Deci să spuneți că... Deci acolo cheltuielile salariale sunt la jumătate, da? Deci la noi 6.000, aproape la Pâncești 340.000, aproape la Tamaș 400.000. Și atenție, noi ne plângem că nu avem angajați. Deci bănuțile care noi ne plângem că nu avem multe achiziții publice, nu avem inginer agricol, nu avem consilier juridic. Deci noi practic cu deficit de personal, dar plătim mult mai mult. Ei, vă dați seama la ce nivel sunt la noi toate sporurile și cu eficienții și toate astea. Deci, în Bacău, vă spun, la primăria Bacău se câștigă mult mai mult. Deci, la Horgești era de pământ. Deci, asta e situația. Asta e realitatea. Da, deci aceeași firmă de încredere, se ne că dacă noi nu aprobam azi proiectul ăsta. Deci, ce făceau? Deci, așa și-o autoîncredere înapoi? Deci, despre ce vorbim? Deci, firme care merg pe încredere la proiecte de 1,8 milioane de lei, doamne, de apreciat. Nu te joci cu proiectul este aprobat, domnul consilier. Problema este aprobat. Păi poate nu aprob rectificarea asta. Nu aprob asta, aprobat. Cum v-am spus, mie eram nelămurit în privința prețului. Adică e ușor, că adică da, e aprobat. Se găsea o altă sursă de finanțare, dacă proiectul este aprobat. Domnul secretar, dar nu e vorba mai de acest lucru. Este aprobat, asta fac să venim noi contribuții. Acum doar pur și simplu, pentru că banii știți că au fost și anul trecut în cont, dar pentru că n-a fost adus anul trecut, sau banii s-au dus în excedent și acum luăm înapoi banii din excedent, care erau pentru autogrede și aduce pentru autogrede. Deci nu se pune problema că nu s-ar fi dat banii și că... Da, concluzie. Deci se găsesc bani pentru salarii, nu se găsesc bani pentru cetățenii care să-și caseze o mașină. Acum, să știți că în acel fond de salarii, care spuneți că este mare, sunt 50 de asistenți al persoanelor care... 50! Pe alte comune știți cât sunt? Uite! Am până în 10. Da. E vorba așa de aici. Eu spun un lucru real, dar nu acum nu uit. Spun un lucru real. Avem 50, un număr foarte mare. Nu contează. Da? Tu știi.
Să vedem și fapt. Ne-am săturat de poate într-o balanță. Deci când e vorba de cei din primărie, se poate, când e vorba de cetățenii. Nu vorba că numai suntem noi din primărie, domnule. Sunt atâția. Deci noi în primărie suntem 13 sau 14 inși, că unul mai pleacă, unul mai vine, mai nu știu ce. Dar totul este în sate. Păi sunt atâta asistat social, 51 sau 52, nu știu când 49. Nu, asistenți personal. Asistenți personal, da. Care ei iau salarii ca și noi, domnule. Asta ce putem noi să facem altceva? Să le suspendăm și lor drepturile, nu? Da, adică sunt niște drepturi care se pot lua, nu ne legăm numai de acest lucru, sunt toate date cu... Sunt curios dacă desprinde și voucherele de vacanță și că și aceasta este un drept. Da, 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 sunt da, prins. Și pentru ei, da. Sunt prins. Asta e un lucru bun. Da, da, și pentru ei și sunt 50. Să punem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, haideți, vă rog, că abține. Deci două abține. Domnul Dămoc și doamna Lunuț. Doamna Albei, votul dumneavoastră. Și 13 voturi pentru. Da, Albei, eu am să puteți să închideți pe diverse. O zi bună și sănătate. 5 minute, așa că și noi trebuie să... Începem puțin la diverse, ca să vă spun punct de vedere. Haideți că a întrebat domnul Boboc. Deci pentru port, domnul Boboc, nu, pentru port. Suma care vine de la guvern este de 3.998.672,26. Suma cu care venim noi este de 374.000, deci e 3 milioane și la 300 și ceva. 10%. Ca să începe repede și pe aceea o să vorbim cu asta că noi, eu și domnul viceprimar o să mergem într-o acțiune în localitate. Să încep cu terenul de sport care, de care sunteți cei mai interesați, vă spun la momentul actual, la Sumotor. Deja am vorbit cu domnul Țurcan Gheorghe, care este proprietarul acelui teren pe care noi îl dorim și am convenit așa, noi avem acel teren de sport achiziționat de mult domnul consilier și ar fi de acord să facem un schimb de teren. Se poate? Și dânsul ne dă, da, se poate, ne dă terenul acesta. O să venim acesta. Cu o hotărâre în consiliul se poate. Da. Dar nu putem face acest schimb până nu facem evaluarea terenului și să avem toate documentele. Știți, după cum știți, evaluarea terenului acolo unde are domnul Gheorghe Țurcan este făcută. Deja a venit evaluatorul și a început, a făcut măsători și tot ce trebuie pentru terenul nostru pe care îl avem. Da, da. Iar domnul Țurcan nu a avut pretenția, valoarea, o știm și toți, este mai mare aici decât acolo, dar este de acord ca să facem acel schimb și să nu înceară niciun leu în plus. Deci nu. Da, am discutat cu dânsul, ne-am întâlnit de câteva ori și facem acel schimb. Asta înseamnă că există posibilitatea ca într-o lună și să putem să achiziționăm terenul, că dacă s-a făcut, vine evaluarea și facem acel schimb de teren, imediat începem, o să fim proprietari și... Prima dată v-am supune la vot o hotărâre privind aprobarea schimbului de teren. Nu este legal și ne-am interesat pe felul ăsta așa, după care în baza hotărârii se face procedura notarială, se finalizează notarial. Ar fi problema dacă ar fi valoarea mai mare a terenului nostru decât a terenului, dar nu s-a terminat evaluarea, dar acum știm și noi prețul și valoarea terenului, adică sigur e mai mare evaluarea suma la terenul de sport, în partea aceea de cuvânt. Bun, bun. O să-i dați denumirea terenului domnul Turcan. Doar dacă o donează, de altfel nu nimic. Am glumit, doamnă. Păi, dar nu glumiți așa. Cu numărul 5, donează, da, până și interpelări, cine se înscrie? Domnul Boboc îi dăm cuvântul după copilul. Da. Al cineva să mai scrie la pot. Am trecut. Atât, domnul primar, aveți cuvântul. Domnul consilier, doamna administrator. Administrator. Doamna primar, să nu mă. Domnule.
am o propunere și aș vrea să o aduc la fața Consiliului Local. De aici, de la primărie, să se desemneze o persoană cu abilitate, domnule, așa, ca să nu fie, vreau să fiu înțeles, să nu fie luată în râs de oameni, așa, sau nu luată în seamă. O persoană care să se mai infiltreze, să meargă pe jos, prin comună, prin sate, la noi, să stea de vorbă cu cetățenii, domnule. Că fiecare își face gardul pe unde vrea, șanță pe unde vrea, sapă pe unde vrea, înțelegi din asta, pune gunoi pe unde vrea, așa, pentru că domnul ex-primar, domnul Căriman, ori nu are timp să vină că are alte activități, ori când o stă de vorbă cu cetățenii, am văzut la noi că cine e ăsta, ce-i cu ăsta, să ia cu el așa, n-au un pic de obraz, n-au un pic de rușă. Și eu mă gândea, propun doar numai o persoană de aici împuternicită, de la comună, care să pui mâna pe pixul, pic. Dacă, uite, așa o făcut, nu știu de ce o făcut la noi, parcă e blestemat pe comună asta, ca să rămânim fără primar. Am rămas fără primar când e vorba, nu știu de ce și cum, bine, dar se poate rezolva problema asta. Desemnată o persoană de aici din Consiliul Local, așa, care să-și ia caietelul și pixul, curând șanțul. Eu n-am de ce, un cinstit, n-am de ce eu să fug din satul meu și din comuna mea unde am neamuri, când treci rahatul pe la nas, la poartă, prin șanț. Oamenii dau drumul la fosă. Și da, și cartea de consiliere a putea. Da, da, stimate doamne, zic că eu mai neamurile, că sunt neamuri, poate că dumneavoastră din legea. Ia, dați-mi ceva la mână, să li dau amendă. Sunteți consiliere. Nu, domnule, dați-mi puterii, domnule, împuternicii. Nu, am zis că poate ca să li dau amendă și să li spun pe unde să-ți facă gardurile, unde să pune gunoaiele, și ce să facă urahatul care l-au un fos. Și alte lucruri de comună. Nu sunt puternici. Eu, ca consilier, pot lua cuvântul aici, în Consiliul Local, pot să aprob unele proiecte care cred eu că-s bine și unele să nu le aprob, dar la noi aici, la primărie, sunt oameni care își fac treaba deja aici la primărie și sunt oameni care pot fi împuterniciți. Sunt cu noi, Consiliul Local, împuterniciți, că eu cred că nu numai la noi, la Suodor, se întâmplă impedimentele astea. Toată comuna, domnule. Așa s-a întâmplat. Având în vedere oamenii, o văd pe doamna primar, o femeie și nici de ea n-ascultă oamenii, că oamenii, dar dacă o împuternicești noi, numai pe ea, o persoană, domnule, care are timp să meargă. Nu, domnul viceprimar, treci cu tractorul ca rapidii, la regătă acolo, vine înapoi așa. Treci cu remorca, cu mașina pe acolo. Că eu l-am oprit, am stat de vorbă cu el și spune, domnule, n-am puterea necesară eu să iau anumite decizii, că oamenii zrei în toată comuna, numai în sala mea. Domnul vice chiar se descurcă cu da, domnul Boboc, dar știți că am discutat și particular ca să mă ajutați. Ce inițiativă ați luat ca să mă ajutați și pe mine în satul dumneavoastră? Eu n-am cerut să veniți în satele alelalte, deci care sunt în afară. La dumneavoastră, sunteți 6 consilieri din Sohodor. Dacă fiecare din dumneavoastră m-ați ajutat pe mine, măcar o jumătate de oră, cât merg eu în satul ăla, să veniți dumneavoastră cu mine, să vedeți că se va schimba. Uite, dar așa, dacă dumneavoastră nu v-a ajutat niciodată... Nu vă mai plângeți. Nu mă mai plâng, domnule. Plângeți-vă dumneavoastră, plângeți-vă dumneavoastră. Sunteți de acord să votăm aici la noi om puternicirea domnului viceprimar să-și ia caietul, să cheme agenția din mediu și să se pună pe treabă. Sunteți de acord? Am avut și control chiar alaltă ieșire sau altă ieri, au fost aici de la, și au fost pe teren de la garda de mediu. Deci au zis, se vede clar o îmbunătățire, dar haideți să vorbim. Luăm un oraș mai mare, în care să zici oamenii, cum a spus dumneavoastră, poate nu sunt destul de civilizați la noi, care zici că la oraș sunt poate mult mai civilizați, mai pușcoliți, cum a spune. Și ați văzut câte gunoaie sunt în Bacău și acolo există împuterniciți pe doamna primar, eu nu vă chinuiesc cu nimic, nici pe dumneavoastră, nici pe dumneavoastră, nici pe dumneavoastră. Poate m-ați înțeles greșit. Noi ne-am bucurat că... Luând de aici la picior, la pas,
de la Horgeș de aici, până la revărsare în Siriet, apele astea, în care tot le votăm și le discutăm noi. S-a umplut, domnule, din sticle, din gunoaie, din tot. S-a făcut curățenie permanentă al biară. Noi, de câte ori au fost, am strâns remorci, remorci întregi de pietre. Au venit, din, au venit din altă parte, domnul Boboc, spuneți dumneavoastră că de la lac încoace nu mai trece mizeria care este în lac. Și de la lac încoace noi suntem răspunzători. Horgeștiu, Sohodorul, Recea, Răcătăul și așa până la capăt. Deci dumneavoastră dacă... Luați-vă pixul buzunar și carcelul, haideți să o luăm la pas, așa. Domnul Boboc, eu în fiecare zi merg la pas într-un sat, indiferent ce opriți. Opresc mașina undeva, dacă veniți cu mine să vedeți câți oameni anunț pentru de la ajutor social să-i chem, la treabă și... Luați autoritatea cu domnul ăsta, nu mai uitați la primărie aici ca să luați măsuri. Noi luăm bunul simț, domnule, cu noi. Nu luăm autoritatea, luăm bunul simț. Dacă om înțelege de vorbă bună... Păi, dacă tot a adus domnul viceprimar acum discuție subiectul de la... Noi am aprobat luna trecută acele lucrări, da? Și a fost acel amendament care prevedea ca lunar să ne fie prezentată în ședința Consiliului Local situația lucrărilor care au fost făcute în luna precedentă, pontajele și afișarea listelor la vizier. Domnul viceprimar, găsim la vizier la acest moment listele? Pentru că s-a terminat luna. Pentru că luna anterioară s-a terminat. Proiectul este în vigoare. Este în monitor oficial. Deci o să se afișeze, știți, pe proiect și o să vedeți activitățile care s-au făcut. Domnul vice, ne puteți prezenta lucrurile care au fost făcute? O să vi le prezentăm. Nu, acum, este obligație. La afișe, da, o să vi le prezentăm. Dacă vreți, așa, mai stați un pic și le prezentăm, dacă e personal dumneavoastră, dar personal. Dacă vă interesează. Dar nu doar da, aș dori și eu să mă ajutați și dumneavoastră în privința curățeniei din Hoțești sau de unde e. Nu numai să mai primim reclamații de la Garda de Mediu, că au venit astăzi, acum 2-3 zile și cu reclamații au venit și ne-au dus în toate locurile pe unde le aveau scrise în caia. Mă înțelegeți? Ne ajutați în sensul că să ne implicăm și dumneavoastră să vă implicați. Poftim? Mă acuzați de nu, ceva? Nu, dumneavoastră nu. Am zis că am primit reclamații, au primit acolo. Nu, eu nu vă acuz pe dumneavoastră sau pe cineva personal. Eu am zis că au venit cu reclamații și atâta tot. Eu ce vreau să subliniez e faptul că pătrărea Consiliului Local este lege pentru noi, pentru dumneavoastră. Da. Și faptul că dacă nu vreți să o duceți la îndeplinire, nu este ok, cred că nu este absolut deloc... Nu, o să mă sancționați pe mine. Eu n-am făcut respectiv acasă. Dacă eu nu duc la îndeplinire, mă sancționați pe mine. Ca să-mi spuneți personal și ca să vă informați Consiliul Local. Da, am mai multe probleme pe care vreau să le menționez la puncturi diverse. S-a discutat, cred că și în lunile trecute, despre copiii din Mazil, de la Răcătău, cu transportul la școala Recea. Părinții de acolo din zonă ar dori ca microbuzul școlar să ajungă și la ei sus, să preia copiii care merg la... De la Mona încolo? La școala Recea. Nu, la Mazil. La Mazil. La Mazil. Da. Am înțeles că aceeași situație era și spre Vintil acolo și acolo am înțeles că acum merge microbuzul. Haideți să găsim o soluție să meargă și spre... Sunt câțiva kilometri acolo, bine, acum zici că e vremea, dar nu e vorba de vreme, de mai știu. Dar dacă se poate pentru unii, cred că trebuie să poată pentru toți să găsim o soluție ca toți copiii să beneficieze de transport către școală. Avem programul Casa Verde Fotovoltaice. Este la fel de interes, dar sper să nu-l tratăm. Ce să mai sper? Că nu mai sper nimic. Dacă tratăm la fel ca și programul Rabla, cu mașinile, nu facem nimic. Și aici există interes din partea cetățenilor și v-aș ruga să desemnăm o persoană din primărie care se ocupe expres de acest... Este un program în care sunt implicate autoritățile locale. Da, cetățenii au nevoie de acte de la... și au nevoie de îndrumare. Pentru actele ce stau, țin, de stare civilă, de registru agricol, okay. De așa, alea le solicită în calitate de cetățean. Da, eu de exemplu, vreau să vă dau exemplu dintr-o comună. E primarul SR și au și administrator public, da, surprinzător.
Dar acolo, de exemplu, administratul public asta a îndemnat toată lumea, domnule, veniți și vă sfătuiesc cu tot ce ține de documentație. Mereați-vă cu o consultanță. Domnul Popov, n-ați venit la noi la primărie mai des. Sunt firme specializate care fac consultanță. Sfătuiești cetățenii și vin cetățenii la mine. Ce funcționar pot să l-aduc eu la nivelul în care pot să-i dea o consultanță valabilă cu scris pe platformă? Realizați că nu prea, adică tot ce ține de acte care trebuie să le adune din primărie, noi bineînțeles că le dăm aportul. Pentru că noi îl tratăm la modul în care, domnule, și îi purtăm de grijă că el nu o să aibă, că nu o să, că nu, nu, că așa se pune problema în doi. Dar are el bani, de, dacă trebuie să mai pună ceva, cam așa se pune. Nu, ce este de la noi e așa, nu știți de ce spun, pentru că la un moment dat a venit un cetățean și mi-a spus că de unde iau cererea, că așa mi s-a spus. Așa a spus că i-a spus dumneavoastră, acum că era pe sală, deci nu vorbim. Și am spus, actele care le aveți, le pregătiți, după aia înscrierea pe platformă și ce aveți, trebuie să urmăriți. Eu n-am cum să găsesc un funcționar să pot să-l dea consultanță pe toate programele. Dar nu are nici... Nu! Asta e rolul primarului, administratorului public. Chiar asta fac cu cetățenii. Da. Și cetățenii sunt mulțumiți. Realizați că sunt anumite programe care consultanța trebuie să fie specializată. Adică să nu ne bătem joc din ei, să ne spunem o prostie. Noi nu avem nicio... după aia nu răspundem cu nimic. Și spun, da, domnule, așa ți-am spus. Domnul secretar, dar am avut situații că m-am descurcat să le răspund și mergem mai departe. Școala veche. Aprobăm deja iar an de la acolo situații, din nou există finanțare pentru centru comunitar. Vreau să vă rog să studiul de fazabilitate și proiectul tehnic mai sunt în vigoare pentru școala veche, mai sunt valabile? Cum pot fi puse la dispoziție? Le solicitați și ne pune la dispoziție, da. Da. Chiar mi-aș dori să, pentru că și acolo... Noi intenționăm pentru școala veche, dar să o tot prescugă. Nu, școala veche de la Forgești. A, de la Forgești. Nu, de la Forgești, unde trebuia să avem centru comunitar și nu mai avem capul de un sală la el. Se promite de vreo 2 ani sală de sport, nu se face nimic. Hai să găsim măcar finanțare europeană, că stau banii, stau banii și nu ia nimeni și pe noi nu ne interesează. Ba da, așteptăm, domnii consilieri, știu că am avut discuție cu dânsul și am spus că prin PNRR se poate deschide linie de finanțare pentru teren de sport, pentru dispensare, n-am zis că ar trebui să și mergem și facem și pentru dispensare. Au fost să-l infiltreau, au fost pentru blocuri, au fost pentru centri comunitare, au fost și nu la noi. Nu, acum. Situație câini comunitari. Din nou, s-a discutat că cam începe demersul, nu? Pentru campanie de sterilizare, că facem, că facem demersul să facem la noi în comună un adăpost. Care e stadiul și dacă s-au făcut vreun demers în acest sens? Sau la fel numai vorbe? Sterilizare se face și noi ținem legătura cu domnul Vigenici și se fac sterilizare. O campanie, eu n-am auzit o campanie amplă pe toată comuna, să zice domnule, în ziua cu tare sterilizăm toți. Dar nu vine medicul aici și sterilizeze, că trebuie, domnul consilier, trebuie într-un cabinet specializat, trebuie niște condiții, că nu îi hăguiește la fața. Sunt anumite condiții. Nu, pentru că sunt medici veterinari care într-adevăr vin la domiciliul clientului și sterilizează. Denis vrea doar la dumnealui. Nu e corect sterilizarea la... Pentru câini nu este ilegal, că știu de când îmi vrea. Nu este reclamă, nu este legal decât în cabinet pentru câini. Pentru alte animale, aici nu sunt, nu am să înțeleg niciodată care e diferența. Casoare la porc o fac oriunde, da. În coteț și... Așa, și... În 29 martie am depus o adresă referitoare la situația pușurilor din comună, să-mi răspundă dacă sunt dovada plăților, că toată lumea și-a respectat angajamentul conform contractelor în vigoare, că s-au respectat lucrările de întreținere, că se respectă încărcătura de animale pe hectar, n-am primit răspuns la acea solicitare. Și vreau să vă întreb dacă, de la momentul în care s-au atribuit contractele, există vreo persoană care are acest moment. Nu. Da? Eu am două persoane care mi-au spus că ei nu mai au păși și au reziliat contractul. Nu. Dacă vă referiți cumva la, de exemplu, la domnul Dudu Teofil, care a venit, nu a făcut cerere că nu mai dorește pășune, că nici n-a făcut, dar a făcut și apoi nu s-a mai încheiat contractul, că a venit înainte și a spus că el nu mai vrea pășune și a vândut oile. Deci nu putem considera. Păi și ce s-a făcut cu respectiva pășune pe care domnul Teofil a câștigat-o la licitație? Nu, urmează, dacă să facem procedură de licitație și să scoatem din nou. Cum adică? Și cine? Pășunea aia cine a luat anul pe subvenții?
N-a luat nimeni subvenție. Deci pășunea aia stă de unde? Noi avem fermier fără pășune, fără subvenție și avem pășune care stă și dumneavoastră n-ați făcut licitație de 2 ani de zile? Da, au vândut omul în timpul anului. Cum adică? Păi, tocmai mi s-a spus că el nici n-a mai făcut contract. Mai da, am un contract cu aici. Bine, că vă dați seama că nici eu nu cap sunt... Deci haideți să vă spun că nici eu nu sunt un, o bază de date ca să simtesc. Nu fiți modestă. Mulțumesc pentru apreciere. Vine din partea noastră numărul ăsta. Trebuia să ne spun. Oricum procedura avem. Ședință trebuie să spun. Deja au plecat doi. Propune pe domnul Velea. Haideți să termine, domnul Măcar, mai stați 5 minute. A fost discuția că pleacă domnul consilier și se poate vota. Păi haideți, votați președinte, că și noi trebuie. N-am terminat, mai am două puncte. Nu, votează doar președintele de ședință. Președintele de ședință trebuie să... Propunem întâi, președinte. Deci propune pe domnul Velea. Da. Altcineva? Mai sunt propuneri? Nu. Avem vorum, dar... Da. Da. Sunt domnul Velea și... Atât. Atunci votăm. Păi de ce să nu avem o groapă din unde s-o duce? Păi nu, dar nu avem salubritate, serviciu de salubritate. Păi avem, dar dumneavoastră știți acolo, ați fost pe drumul ăla? Că nu încape nici măcar o căruță atâta. Păi și le scoatem undeva unde are acces mașina. Nici măcar atâta lucru nu putem face. Nu, dar oamenii nu se oferă ca să ia gunoiul să-l aducă undeva aici în sat, că nu-l primește nimeni cu gunoi acolo. Noi trebuie să avem un loc unde să-l depozităm, ca pe urmă mașina salubrității poate să ajungă la ea. Deci acolo noi nu avem cum să intervenim acolo pentru că drumul ăla s-a închis, s-a făcut garduri și nu mai avem nici măcar cu mașină de salubritate să ajunge până la domnul Bogdan. Nu avem cum. Și gardurile alea, cine le-a făcut, cum le-a făcut, așa după capul, adică dacă s-a, adică, spuneți că s-a intrat pe domeniul public sau făceam? Nu s-a intrat pe domeniul public, ba, după... Ba da, s-a intrat și pe domeniul public, dar e vorba de 20, de 30 de ani, cred, și știți foarte bine, că domnul a zis că sunteți în comună și mergeți la cimitir, că gardul domnului Bogdan este... Da, este, da, da, e de acum, da. 30 de ani. O altă solicitare de, din 2016, se vorbește de fântâna din fața bisericii și să găsim o soluție acolo. Cu ce cu fântâna? Da. Avem prins în Bucur. Avem prins în Bucur. Fântâna este deja prins în... Nu deja, din 2016. Da, dar acum anul ăsta am prins-o iară. Da, dar ședința încheiată. Mulțumim.